Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la știrea cea bună. Pentru că această seară a fost o seară tristă pentru Europa, nu avem foarte multe știri bune din cauza acestui atentat despre care vorbește toată lumea, dar vom încerca să ne detașăm puțin de acest subiect fierbinte, cu cauze, cu revendicări, cu probleme care s-ar putea întâmpla oriunde în Europa și să încercăm să ne detensionăm și să ne îndreptăm mintea și gândul spre altceva. Oricum nu putem face mare lucru noi cei de aici pentru cei din Londra. Ne doare ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, trebuie să ne focalizăm din nou pe lucrurile care privesc România. În această seară am o veste bună. Mâine începe Congresul Avocaților din România, Uniunea Națională a Barorilor din România. Are un congres extraordinar, foarte mulți avocați din toată țara sunt la București pentru a vorbi despre accesul la justiție. Avocatul și accesul la justiție sunt niște subiecte absolut importante pe ordinea de zi. Se vorbește și despre justițiabilul care nu are bani, despre pauperizarea avocatului sau avocaturii. Și lucrul acesta ne bucură pentru că odată cu acest congres al avocaților probabil că se vor propune niște măsuri ca orice om din această țară, indiferent cât de sărac ar fi, să aibă acces la justiție. Într-o altă ordine de idei, vreau să vă prezint un scurt clip. Îi anunț pe colegii mei din regie că nu văd absolut nicio plasmă ca să-mi dau seama cum vom face această emisiune, dar nu-i nimic. Până atunci, până când va apărea vreun semnal în vreo plasmă, voi încerca să vă spun despre ce este vorba. Astăzi s-a întâmplat un lucru nostim, mai trecut cu vederea. Vă rog să-l observați ce se întâmplă. Papa Francisc a vrut să ia în brațe o fetiță care pur și simplu i-a smuls căciulița de pe cap. Un lucru mai puțin obișnuit, însă Suveranul Pontif a tratat totul cu multă lejeritate, fără prea mare stres. Pe mine m-a impresionat acest mic videoclip. De ce? Pentru că, în fond, și papa nu este altceva decât un om. Un om cu zâmbet, cu stări surprinzătoare. Lucrurile sunt foarte clare. Din punctul de vedere al cărții pentru care trăiesc cei mai mulți oameni, fiecare om care trăiește pe fața Pământului este cu un acces direct la Dumnezeu, fără intermediari. Iată vestea cea bună din această seară. Dar totuși, pentru că lucrurile sunt frumoase de fiecare dată la emisiunea Știrea Cea Bună, una dintre cele mai bune vești, sau poate știrea noastră cea bună în această ocazie, este că împreună cu noi se află tânăra scriitoare Abigaila Bâlbâie. Bine ai venit, Abi! Mă bucur că ai ajuns. Te rog să iei un loc. Avem imagine deja. Mulțumesc colegilor pentru remedierea situației. Abigaila, ce mai faci? Foarte bine, zilele astea chiar foarte bine. Ești foarte bine? Da. Ai fost la școală? Da. Ce cursuri ai avut astăzi? Astăzi am avut un curs de contabilitate și altele. Ce se face la școală? Ce facultate faci? Marketing. Marketing. Îți place ție așa de mult marketingul? Dacă ar fi să luăm de la începuturi, am ales anul trecut medicina, dar nu am luat și îmi dau seama că, deși atunci am privit toată chestia ca un eșec, îmi dau seama că a fost o binecuvântare pentru că sunt într-un loc care îmi place. Extraordinar. Mă bucur că ai mintit lucrul ăsta. Sper să reușim să revenim puțin mai târziu la el în emisiune. Dragi prieteni, vreau să vă arăt în câteva gânduri. Cine este Abigaila Bâlbâie? Este o tânără scriitoare. În reportajul care urmează veți vedea și câteva secvențe de la lansarea ei de carte. Vă invit să rămâneți pe A7 TV, să distribuiți emisiunea noastră dacă o vedeți pe Facebook și mai mult decât atât
să dați like pagina noastră de Facebook ca să fiți pe recepție ori de câte ori găsiți ceva interesant. Așadar, reportajul. Numele meu este Vâlbea Virela. Sunt studentă anul întâi la marketing. Am 19 ani și m-am născut undeva la mijlocul distanței dintre Târgoviște și Sinaia, într-un sat înconjurat de munți, care se cheamă Buciumeni. Cum ai ajuns să fii cunoscută? Am început în perioada liceului, scriind diferite episoade pe blogul personal pe care îmi creasem singură. Le publicam, le tipăream de fapt pe foi, iar a doua zi le aduceam colegilor la școală care mă citeau și îmi dădeau părerea lor. Asta m-a motivat să scriu mai departe, să fiu mai consecventă în ceea ce scriam. Așa că această serie de episoade a ajuns într-un final să fie o carte. Această carte a fost luată de către un editor care s-a decis să mi-o publice un an și jumătate mai târziu. Lansarea a avut loc vara trecută și a fost un eveniment special pentru mine și care va rămâne o amintire foarte frumoasă pentru toată viața. I feel cool when I hang with you. I feel cool. I feel cool. Iată câteva gânduri despre tine pe care le-au surprins colegii noștri și din materialele pe care tu ni le-ai dăruit. Abigail, acum a început viața ta, copilăria ta. Ai spus de satul acesta minunat numit Buciumeni. Povestește-ne puțin despre el. Păi, cred că este cel mai frumos loc unde m-aș fi putut naște. De ce? Pentru că e diferit față de câmpie. E o altfel de atmosferă și asta m-a făcut să fiu foarte legată de satul în care m-am născut. Dovadă că acolo am cele mai frumoase amintiri ale copilăriei. De asemenea, cum să zic, acolo a început și pasiunea mea pentru citit. La vârstă destul de mică, aș putea spune. Încă de când am început să citesc. Și îți place să citești de mică? Da. De când ai început să citești pe litere? Da. Ce citeai tu la vârsta mică? Cărți care citesc toți copiii. Prințul Fericit, Framurs, Ursul Polar și alte cărți de genul. Cu acestea am început. Iar apoi, pe măsură ce creșteam, am început să citesc cărți specifice vârstei. Când ai simțit că, pe lângă citit, vrei să scrii? Cred că era undeva în clasa 6. 12 ani. Da. Ai scris poezie prima dată sau proză? Făceam poezie doar de amuzament și doar pentru membrii familiei. Dar pe proză m-am axat prima dată. Ce ai scris? Ca și poezie sau ca și ca poezie și ca proză. De obicei, poezii scriam pentru zilele de naștere ale membrilor familiei. Cu rimă sau? Cu rimă. Cu rimă. Iar proza am început să o scriu în momentul în care m-am gândit că mi-ar plăcea să-mi fac eu propria poveste. Și atunci am început să scriam pe caiete, inițial, iar pe măsură ce am crescut, am început să scriu pe laptop. Ulterior am avut un blog personal, cum am amintit, făcut de mine. Erau lucrurile minime, dar puteam posta pentru mai multă lume. Blog care există și astăzi? Sau este Cred schimbat? Cred că există, dar sincer nu mai mi-amintesc cum se numește. Așa, și ai hotărât pe lângă aceste
nuvele sau schițe, cum se numeau, nu? Da. Să scrii o carte. De fapt, nu m-am hotărât niciodată să scriu o carte. Undeva prin clasa 8-a m-am decis să fac o serie, dacă aș putea spune. Și am început să scriu o poveste cu personaje care nu aveau un final, ci erau finale de episoade, povestea urmă să continue. Iar prin clasa 9-a, la sfârșit, cred că începutul clasei a 10-a, am zis, trebuie să-i dau un final. Iar seria devenise destul de mare. Și am zis, ok, ar trebui să scriu o carte. Pentru că am avut persoane care mi-au spus, care mi-au au văzut talentul acesta înainte de să-l văd eu. Eu scriam doar pentru amuzament, nu pentru că consideram că aș avea o înclinație, un talent, să spun așa. Și ce spuneau aceste persoane? Cine erau aceste persoane care te încurajau să scrii? Prietenii apropiați, pentru că de obicei ei citeau, familia îmi citea doar poezia, să zic așa. Profesorii, cum se raportau la... Știau profesorii că ai așa, veleități? Profesorii nu știau. Nu. Au aflat în momentul în care am scris cartea și am publicat-o. Povestește-ne câte puțin despre familia ta. În ce familie te-ai născut? Ce educație ai primit? Pot spune că am primit o educație creștină, bazată pe principii morale. Am crescut într-o familie numeroasă și asta o consider ca un avantaj. Ce înseamnă numeroasă? Patru copii. Patru copii, frumos. Eu fiind cea mai mică. Opa! Mezina este răsfățată în general. Ai fost așa răsfățată? Toată lumea spune că am fost răsfățată, dar depinde de persoană. Unii tu mă văd răsfățată. Tu nu prea crezi că ai fost răsfățată. Eu mă gândesc că nu este vina mea că am fost răsfățată, pentru că nu m-am răsfățat singură. Păi nu, nu e vorba de o vină. Doar întreb. Crezi că a avut un mare avantaj faptul că te-ai născut într-o familie numeroasă în formarea ta de odinioară, de mai târziu? Da, pentru că am avut frați care întotdeauna m-au susținut și părinții de asemenea, care mi-au dorit binele, aveau sfaturi pe care să mi le ofere și puteam vedea părerea lor pe anumite subiecte. Și asta cred că a fost cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla, faptul că am avut o familie care să fie aproape de mine și să mă sprijine. Ulterior, crescând, am văzut că nu foarte multe persoane au acest privilegiu. Dintre frați, cine a fost cel mai aproape? Toți. Toți? Da. Să nu se supere vreunul în seara asta. Nu, chiar toți au fost. Am înțeles. Abi, ai început să scrii de la 12 ani. La 15 ani deja, aduceai, așa cum ai spus în reportaj, în fața colegilor, niște schițe pe capitole ei să le citească. Da. Ce schițe erau acestea? Erau episoadele pe care le publicam pe site, dar eu am făcut un liceu cu internat. Internatul nu punea la dispoziție internet. Eu puteam avea internet printr-un stick USB. Și nu toți aveau acces la episoadele pe care eu le postam pe blog. Așa că, având în posesie o imprimantă, am zis, trebuie să le imprim și să le duc la școală. Și așa au început colegii să mă cunoască. Și când le citeau ei? În timpul orelor? Prin pauze. Le-am spus în timpul orelor să nu le citească, pentru că nu vreau să intru. Ești așa cu minte încât le-ai zis, nu le citiți în timpul orelor? Nu, nu vreau să intru în conflict cu profesori. Nu aveam o problemă dacă citeau în timpul orelor. Înțeles. Bun. Și ce scriai în novelele acestea, în aceste schițe? Scriai ceva care mai târziu a început să se constituie în această carte pe care o am eu în mână? Sau erai altceva? Erai pe alte subiecte? Era altceva. Era o altă poveste pe care am abandonat-o la un moment dat pentru că vroiam să o fac mai complicată. Doar că îmi venise deja ideea la această carte. Atunci, în mintea mea, nu era o carte, era doar o nouă serie de episoade. Pentru moment am lăsat-o puțin deoparte, însă mă gândesc serios zilele astea să o reiau. Foarte bine, îți doresc succes, mai ales că eu am stat într-o seară până pe la două să citesc cartea ta.
N-am reușit, că mi se închidea ochii, eram foarte obosit, dar cartea, deci trebuia să o termin și n-am reușit și am terminat-o dimineața pe la 9, când m-am trezit, am reluat-o și am terminat-o. Mi-a plăcut foarte mult. Dragi prieteni, vreau să vă prezint această carte, care poartă un titlu care se află și pe burtiera noastră, să nu vă speriați, Abi n-are nicio legătură cu criminalistica, nici părinții ei de asemenea. Cartea se numește Fata criminalului. Fata criminalului. În primă instanță sună horror. Mă gândeam că e vreo chestie din asta, de ce se întâmplă acum prin literatura noastră, care are trecere cu crime, cu atentate, cu vezi ce se întâmplă prin lume. Însă în momentul în care am deschis această carte, m-a izbit o sensibilitate aparte. Și mi-am dat seama că s-ar putea să nu aibă legătură titlul chiar atât de strașnic cu ceea ce se întâmplă aici. La tine pe canapea, lângă tine, se află ceva. Spune-ne puțin despre acest ceva. Este primul tipar al cărții, care există doar în 4 exemplare și este făcut în întregime de mine, mai puțin tipăritul. Adică și titlul și pseudonimul pe care mi-l doream, Kim So-yun. Și o parte din carte este cu diacritice, dar... Kim So-yun. Abi, ești prima persoană pe care o cunosc la vârsta ta și care este realmente îndrăgostită de Coreea. Care Coreea? Presupun că cea de sud. Corect. Presupun că cea de sud, de cea de nord nu prea poate să fie nimeni îndrăgostit. Înainte să spicuim câteva idei și să îți pun niște întrebări foarte frumoase în legătură cu cartea, vreau să te întreb ce legătură are Coreea cu viața ta? Pot spune că a început undeva tot prin clasa a șasea, când o prietenă mi-a spus că pe TVR1 rulează un serial istoric interesant. Erau seriale coreene, istorice, din istoria lor. Și așa a început pasiunea mea pentru Coreea, dacă aș putea o numi așa. Și pe parcursul acestor 8 ani de când urmăresc țara și ceea ce promovează, aș putea spune, am observat altceva decât ceea ce oferă Hollywood. Sau... În ce sens altceva? Au foarte multe principii care nu prea mai sunt la mod în lumea asta. Și unul dintre ele este moralitatea. Pentru mine este foarte importantă chestia asta și am observat că și ei promovează același lucru și pe lângă alte lucruri care mă atrag. Deci pe lângă moralitate și pe lângă chestiunile de istorie, ce te mai poate atrage la o astfel de limbă? Sunt foarte curios. Ce argumente îmi dai să te îndrăgostești de o astfel de limbă? În momentul în care devii pasionată de o anumită țară și cultura ei, automat limba devine ceva pe care ai vrea să-l înveți, pentru că este limba oamenilor pe care îi apreciezi, să spun așa. Și datorită faptului că vorbim de Coreea, care are Samsung și ulterior este foarte bună și pe marketing, mă gândesc, îmi doresc să fac o specializare acolo. Samsung, Hyundai, ce mai sunt? Ce mărci de mașini mai sunt coreene? Nu știu cu asta. SsangYong, Kia, și la noi a fost Daewoo, mașini coreene. Mi se par un pic nedrepti coreenii din punctul ăsta de vedere. Hyundai nu vine din altă parte cât la Honda, un pic mai așa, chiar și simbolul de la Hyundai e un pic Honda mai sucit, așa un pic. Nu crezi că sunt niște imitatori, un fel de chinezi mai rafinați, așa? Sincer, subiectul mă depășește și nu m-am gândit la asta. Oricum, Coreea de Sus s-a dezvoltat fulminant, am citit și eu câte ceva, spre deosebire de cea de nord, în care este mare tristețe și o mare durere. Au aceeași limbă? Vorbesc? Da, probabil au accentul puțin diferit.
Însă ceea ce îi caracterizează a fost că întotdeauna a fost un popor pașnic și luptător. Da. Așadar, te-ai înrăurit de Coreea. Am putea spune și așa. Te-ai documentat, pentru că am văzut niște detalii aici în carte, adică nu poți să scrii anumite lucruri dacă nu cunoști un pic din orașe, din practica adolescentină, din școală și așa mai departe. Sincer, prima carte nu m-am documentat foarte mult. Toate informațiile despre Coreea care sunt acolo, inclusiv nume de orașe, nume de personaje și de locații, sunt toate luate după filmele sau serialele pe care le-am privit referitor la această țară. Cea de-a doua carte are mult mai multă documentație care mi-a dat extrem de multe bătăi de cap. Deci scrii o a doua carte? Da. A, este în premieră, acum aflăm că scrii o a doua carte, e minunat. Dar să începem puțin să vorbim despre această carte. Să știi că înainte să vin la emisiune m-am chinuit să învăț numele personajelor pe care le-ai scris tu în cartea asta. Știu că fata, personajul principal, se numește Jung-sun. Da. Da. Dar băiatul întotdeauna a avut probleme cu pronunția băiatului. Spune-te-o cum se numește băiatul. Tae-hyun. Tae-hyun. Eu, ca să țin minte, m-am gândit că îl cheamă Tae-fun. Adică să țin și eu minte așa, măcar apropiat ceva. Tae-hyun. Tae-hyun. Ce înseamnă numele astea? Există vreo o relevanță a acestor expresii în limba coreană? Majoritatea numelor coreene, mai ales a prenumelor, au o anumită însemnătate în limba lor. Probabil nu toate, însă multe dintre ele au, spre exemplu, înțelepciune, dragoste, puternic. Jung-sun înseamnă ceva? Cred că atunci am dat o însemnătate, dar în acest moment chiar nu... Nu am... Și era la început încă o fată care se numea Jung-sun. Da, sunt două nume diferite. Două nume diferite. Da, acolo m-am blocat puțin, recunosc. Și apoi am revenit și mi-am zis, stai puțin că asta e alta, e aia rea. Jung-sun nu e personajul cel bun, Jung-sun. Da, te apreciez foarte mult pentru imaginația asta. Nu mi-ar fi trecut prin cap să scriu un roman despre Mongolia sau despre vreo țară din asta pe care n-am, sau în care n-am fost și pe care nu o cunosc. Abi, trebuie să te întreb câteva lucruri aici și dincolo de faptul că mie mi-a plăcut cartea, este o poveste de dragoste superbă. Nu o să dezvoluim foarte multe lucruri, însă m-a surprins ceva în mod deosebit. La ora actuală, când citești o poveste de dragoste scrisă în mod tineresc, așa cum ai scris-o tu, sunt elemente fără de care se spune că nu se poate. Respectiv, m-am bucurat foarte mult că tu ai oferit acestei povești de dragoste o puritate, pot să spun, care se apropie de absolut. Nu te-ai complicat cu... momente din acestea intime. Nu te-ai complicat cu lucruri care ar da bine doar pe piață. Cărui fapt se datorează această superbă atitudine pe care ai avut-o, din perspectiva mea, de a descrie în felul acesta povestea de dragoste dintre cei doi? Scopul meu a fost să arăt faptul că o carte se poate vinde prin poveste, nu prin anumite scene pe care eu le pun acolo. Și la fel cum ai spus, am încercat să merg pe puritate. Vorbim despre o dragoste adolescentină. Da, sunt de acord și știu că majoritatea filmelor americane deja nu mai promovează o astfel de dragoste pură, însă, după cum ți-am spus de la început, am fost crescută într-o familie cu principii morale și am vrut să arăt faptul că se poate și fără. Cred că asta înseamnă să fii un scriitor cu adevărat. Să poți să faci povestea de așa natură încât oamenii să se îndrăgostească de poveste, nu de anumite momente pe care tu le pui. Ca să spun un singur detaliu în plus față de ceea ce am zis până acum, fata criminalului este o expresie
pe care o folosesc colegele cele rele ale lui Jung Sun ca să o discrediteze și ca să o facă să se simtă discriminată în această clasă, tatăl ei fiind închis pentru o crimă pe care, de fapt, până la urmă, nu a comis-o. Vă recomand să comandați această carte. Este scoasă de editura Step Out Publishing House. Este pe internet, pe pagina ta de internet. Se poate comanda. Abigaila Bâlbâie. Abigaila.ro. Abigaila.ro. Și va veni în două zile. Mie așa mi-a venit. Este undeva în vestul țării editura. Mi-a venit în două zile. Am savurat-o și am citit-o și m-am îmbogățit. Gabriela, Abigaila, spune-mi, te rog, cum a fost la lansare? Am văzut doar câteva frânturi. La fel cum am spus și în reportaj, lansarea a fost pentru mine ceva special și unic. De ce? Pentru că a fost debutul meu în literatură și pentru că am avut oameni care au știut să mă facă să mă simt confortabil, deși aveam extrem de multe emoții. Emoțiile unui scriitor, pentru că nu știi cum va fi primită cartea de public, nu știi dacă vei atinge așteptările celor care o cumpără. Și deși la început am avut extrem de multe emoții, pe parcurs mi-am dat seama că mi-ar fi plăcut să nu se mai termine. Iar reacțiile de după ale oamenilor care au cumpărat cartea a fost pentru mine un impuls, că ăsta este drumul pe care trebuie să continui. Visezi să treci din scris vreodată? Faptul că am dat la marketing nu înseamnă că am o singură pasiune, și anume să scriu. De aceea cred că poți să trăiesc din mai multe pasiuni. Am înțeles. Dar dacă faci un marketing bun, dacă ești un scriitor bun, probabil poate că vei reuși să ajungi să trăiești din asta. Ceea ce este fabulos din perspectiva mea. Da, minunat. Ai avut și oameni de litere care ți-au citit cartea, care au apreciat drumul pe care ai pornit cu această carte? Te referi la cei care au citit-o inițial pentru corectare? Sau nu, cei mă refer la oameni care au mai citit, maturi, oameni care, scriitori sau știu eu. Majoritatea oamenilor care m-au citit au fost maturi, ceea ce a fost un șoc puțin pentru mine, pentru că această carte eu am scris-o pentru cei de vârsta mea, tineri. Am văzut mulți și dintre cei de vârsta ta la lansare. Da, au fost foarte mulți, însă numărul celor care au cumpărat au fost mai mult adulți. Și da, au fost scriitori care mi-au citit-o, o colegă scriitoare la aceeași editură și alte persoane la lansare care au cumpărat-o și probabil au citit-o, dar nu mi-au dat părerea lor. Abia mai văzut ceva în cartea ta. Am văzut o atitudine a unui băiat răsfățat de viață, care are tot ce își dorește din punct de vedere financiar, dar nu are acel ceva spre care tânjim cu toții, o relație de dragoste autentică. Și am simțit că în această carte, deși nu este practic nimic religios, planează un Dumnezeu al dreptății. Un Dumnezeu care face până la urmă dreptate. Ai avut ceva de genul acesta în vedere sau a fost doar o percepție subiectivă a sufletului meu, fiind înclinat spre astfel de lucruri? Probabil că subconștientul meu la asta se gândea. Da, până la urmă, trebuie să arătăm faptul că dreptatea se va face cumva, cândva. Și da, cred că Dumnezeu este Cel care face această dreptate tuturor oamenilor. Nu am avut în vedere neapărat ideea aceasta când am scris cartea, dar la fel cum ți-am spus, probabil că principiile care mi-au fost insuflate de mică au contribuit la chestia asta. Și ce faci dacă tu vrei să ți se facă dreptate mai repede și nu se întâmplă? Nu știu ce aș putea să fac în contextul ăsta. Probabil că dacă nu se face dreptate în momentul în care vreau eu, cred că Dumnezeu știe mai bine când să facă dreptate și cum. Iar probabil că momentul în care vreau eu nu este prielnic. Iar mai târziu o să văd că, de fapt, așa acel a fost moment... cel mai bine. Exact. Îți mulțumesc foarte mult pentru lecția din seara aceasta pe care tocmai mi-ai dat-o. Vreau să te întreb,
Dacă știi de vânzări, s-au vândut exemplare multe din cartea asta? Orice scriitor la început de drum nu poate să aibă un număr ieșit din comun de vânzări, pentru că este nou, lumea nu-l cunoaște, iar prima carte este făcută să testeze piața. Corect, și să-l facă cunoscut. Așa că nu m-am interesat de vânzări, sincer, nu m-au interesat câți bani au ieșit de pe urma acestui lucru. Eu doar sunt axată să scriu. Spune-ne, te rugăm, la ce proiect lucrezi acum? Am terminat cea de-a doua carte și este în... Ai terminat-o deja? Da, este în corectură. Frumos. Încerc să-mi fac timp să pot să o termin într-un timp mai rapid, dar am școală, am cursuri, am meditații în afara orelor și este destul de dificil. Ne poți spune câteva cuvinte ca să fim foarte curioși și să-ți cumpărăm cartea aceea în momentul în care apare? Despre ce este vorba? Bineînțeles, continuăm tot despre Coreea. Coreea, dragostea ta. Doar că povestea este privită dintr-un unghi mult mai matur. Această carte a fost scrisă la începutul liceului, mintea mea adolescentină, totul este roșu. Surprinzător de matură, surprinzător de multe detalii și planuri pe care le-ai surprins aici. Asta se datorează faptului că am citit foarte mult și faptului că oricât de tânăr ești, viața te trece prin anumite situații care te maturizează, iar asta depinde de tine dacă vrei să înveți lecția sau nu. Cea de-a doua carte e tot o poveste de dragoste, dar privită prin ochii unei fete de 20 de ani aproape. Mulțumesc! Și de asemenea, cum obișnuiesc să fac tot ceea ce scriu, nu scriu doar pe partea de romantic sau doar acțiune sau doar dramă. Îmi place să combin genurile între ele. Și dacă aș putea să spun așa, este povestea dintre un regizor și o detectivă la secția de criminalistică și investigații. Ceva tot cu criminalistica, văd că... Da, aș putea spune, pentru că tatăl meu se ocupă, de când era eu mică, se ocupă cu reintegrarea deținuților în societate și în vederea acestui lucru a făcut un centru și de mică aș putea spune că am intrat în contact cu oameni care au fost închiși pentru diferite lucruri. Și ai făcut documentare, într-un fel? Toate amintirile mele din copilărie aș putea spune că au contribuit la... Probabil că de acolo vine. Nu ți-a fost frică de deținuți? Pentru că era la... Ei au apărut în cadrul meu, să zic așa, la o vârstă destul de fragedă. Când nu conștientizam prea bine, nu am căpătat această frică. Pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar atât de frumoase. Sau, mă rog, nu sunt atât de ok. Da. Această carte ne poți deconspira titlul sau crezi că nu e potrivit la această carte nouă? Nu am titlul încă, pentru că titlul la o carte se pune în momentul în care este finalizată. Iar pentru mine este cel mai greu lucru. Adevărul că este probabil unul dintre cele mai importante lucruri. Da. Cartea asta cum s-a numit înainte să se numească Fata criminalului? 25 de amintiri pentru o viață. 25 de amintiri pentru o viață. Sunt 25 de amintiri, dar de ce 25? Că sunt exact 51 de capitole. Păi, amintirile dintre cei doi sunt doar 25. Ce frumos! Ce frumos! Gabriela, ce te vezi făcând peste 10 ani? Ce facem? Gabriela, iar am zis Gabriela? Da. Abigaila, iartă-mă, cred că toată seara ți-am zis Gabriela. Doar de două ori. De două ori. Mă văd făcând ceva ce-mi place. Concret? Probabil o să devin un marketer și o scriitoare. Aș putea spune și de succes.
Ai așa credința asta că o să fii de succes? Atâta timp cât perseverezi în ceva. Și mai ales dacă acel ceva este ceva ce îți place, este imposibil să nu atingi succesul. Ați auzit, dragi prieteni? Atâta timp cât perseverezi în ceva și o faci cu toată dăruirea și cu toată pasiunea, nu există să nu iasă ceva de calitate, nu? Nu există Corect. să nu mergi mai departe în succes. Dacă te duci într-o zi cu vaporul într-o croazieră și ai naufragiat pe o insulă și ai avea posibilitatea să-ți alegi 3 cărți pe care să le ai cu tine acolo pe insulă, ce cărți ți-ai alege din tot ce ai citit până acum și din tot ce cunoști? Este o întrebare foarte dificilă. Că iubești mai multe cărți. Da, pentru că am o groază de cărți care îmi plac. Dacă ar fi să... Un brainstorming acum, în direct, în emisiune. Poate suna clișeic, dar mi-aș lua Biblia. Pentru că a fost o carte care, pe care am ținut-o chiar în mâini, chiar dinainte să o pot citi. Și a fost ceva care m-a ghidat până în acest moment. Dacă prietenii ți-ar spune că e o chestie învechită, că este ceva desuet, ceva depășit și tu ești acum la o vârstă în care intelectualitatea ta zburdă și trebuie să te eliberezi de astfel de tradiții, cum ar fi poveștile din Biblie, miturile de acolo, ce ai spune? Eu nu o consider învechită și cred că, deși poveștile ar putea părea învechite, sunt valabile pentru orice timp și orice generație, pentru că există ceva ce numai din Biblie poți să găsești. Există ce? O anumită putere care îți dă zilnic acel impuls de a merge mai departe. Și de foarte multe ori, când simți că toate vin peste tine, când simți că efectiv lumea este în capul tău, citind-o am descoperit că de fapt nu este chiar așa și că mai presus de toate, întotdeauna este cineva lângă mine care urmărește fericirea mea. Biblia, altă carte pe care o luau cu tine pe insulă? Prima mea carte? Prima. Ai luat-o? Aș lua-o. Foarte frumos. Îți place să te citești după ce ai scris? Sincer, nu prea, pentru că încă nu am reușit să mă debarasez în momentul în care citesc propria mea carte de poziția de scriitor și să iau doar poziția de cititor. Și tind să mă critic. Aici aș fi putut să fac mai bine, aici trebuie adăugat, aici n-a ieșit bine. Uneori, ca spre exemplu astăzi, m-am amuzat copios citind-o și zic, ce minte aveam. Deci a doua carte pe care ai luat-o este prima carte a ta, a treia carte. Capitana 15 ani. Capitana 15 ani? Da. De Jules Verne? Da. Nici nu mai țin minte, știu că am citit-o, dar nu mai țin minte nimic. Eu am citit-o de 5 ori. De 5 ori? Da. Pentru că în perioada în care am început să citesc, aveam o bibliotecă în sat, doar că, știți cum e la sat, nu e deschisă mai niciodată. Și aceasta am primit-o la un premiu, într-o clasă primară. Și cum rămăsesem în pană de citit cărți, în pană de cărți, deși o citisem, am mai reluat-o. Și am reluat-o de fiecare dată când nu aveam ce citi. Deci ți-a plăcut foarte mult. Cred că mi-aduc acum aminte așa, prin vis, de Capitana 15 ani. Da, foarte interesant, foarte interesant. Și eu am câteva cărți pe care le iubesc foarte mult, dar nu o să ți le spun în seara asta. Poate odată, dacă o să mă invizi la emisiunea ta, dacă vei face, atunci voi fi și eu deschis. Până atunci, vreau să te mai întreb, când scrii? Scrii când ai inspirație? Scrii când ai un pic de timp liber? Aștept să-ți vină inspirația sau pur și simplu te smulgi din orice și scrii atunci când vrei? Scriu atunci când vreau, atunci când îmi vine inspirația și încerc să scriu și când am inspirație.
Doar că am observat că în momentul în care nu am inspirație, tot ceea ce fac, tot ceea ce scriu, nu e cum vreau eu. Adică e scris doar ca să fie scris. Uneori mi se pare că nu are profunzime, alteori mi se pare că nu atinge ceea ce vreau eu să spun, așa că obișnuiesc să scriu atunci când am inspirație. Problema este că inspirația pe mine mă lovește oriunde. Și de multe ori nu pot scrie în acel moment. Așa că... De ce să nu pot scrie în acel moment? Pentru că pot fi pe drum, pot fi în timpul unui curs, pot fi la duș, și pot cum, fi multe cum locuri. Te lovește inspirația? Cum simți așa că ai așa o energie care îți dă puteri și aripi? Acum aș scrie. Nu, pur și simplu este o idee genială care îmi vine și se dezvoltă singură la mine în cap, fără să fac niciun efort. Ce frumos! Vreau să spun un secret și poate că și dragilor noștri privitori, și poate că dacă mergi acasă o să te uiți la ceea ce spun. Eu am văzut un film care mi-a pulversat viața. De fapt, într-un fel mi-a salvat-o. Cred că în anumite filme chiar primești niște lecții de viață absolut extraordinare. Filmul acesta se numește Finding Forrester. Este cu Sean Connery în calitate de scriitor. Și Sean Connery îl învață, a apărut în 2000, deci e vechi, e de pe vremea mea. Sean Connery, în calitate de scriitor, îl învață pe un băiețel adolescent negru care joacă basket să scrie. Rolul lui Sean Connery este acela al unui scriitor care scrie o singură carte în viața lui și ajunge să câștige premiul Pulitzer cu acea singură carte, care se citește până când ajunge pensionar. Și de ce n-a mai scris o altă carte? Când a auzit ce comentează criticii la lansarea cărții lui și a dat seama că nimeni nu înțelege ce a vrut să spună, a zis că nu mai citește nicio carte, nu mai scrie nicio carte de ciudă. Dar în această peliculă am învățat o chestie absolut extraordinară. La un moment dat vine acest tinerel negru și se așează cu degetele la mașina de scris și Sean Connery îi spune, scrie. Ce să scriu? N-am inspirație. N-am acum chef să scriu. Și atunci spune ceva foarte important. Scrie și când n-ai inspirație. Scrie. Pentru că scriind îți vine inspirația. Și eu, în momentul acela, mi-am adus aminte de un filozof român numit Nicolae Steinhardt, care scrie o carte, Dăruind vei dobândi. Și dacă n-aș fi întâlnit această idee să scriu și când n-am inspirație și inspirația să vină din scrisul meu, că atunci se deschid orizontul, atunci se deschid nebănuite căi, mi-ar fi fost foarte greu în ultimii 4 ani din viața mea. Dar mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-a deschis acest orizont și ori de câte ori îmi iau un timp liber ca să știu că mă pun și scriu ceva. Și atunci îmi vine inspirația. Nu aștept să-mi vină inspirația și apoi să scriu. Ce părere ai de ideea asta? Sincer, și eu aplic asta, doar că prefer să nu scriu ceva nou, ci prefer să merg să recorectez anumite pasaje, pentru că e normal asta. Intrând în atmosfera de poveste pe care am creat-o, în momentul în care eu aveam inspirație, m-a ajutat să intru din nou în inspirație, dacă aș putea să zic așa. Și asta este metoda pe care eu o abordez atunci când n-am inspirație. Dar de obicei când n-am inspirație, prefer să citesc sau să vizionez ceva, pentru că aceste două caracteristici, aș putea să zic, sunt esențiale în viața unui scriitor. Abigail, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai răspuns invitației mele și ai venit în această seară cu noi. Mai bine. Îți doresc mult succes cu următoarea carte. Mulțumesc. Și te rog să ne chem și pe noi, sigur, cei de la 7 TV, să participăm la lansarea de carte. Te vii și eu în premieră în această seară, dragi prieteni, pe 4 aprilie la Universitatea Ecologică. La ora 11 este prima carte din colecția de autor de la editura Neverland, care mi se lansează atunci. Te invit la Universitatea Ecologică și pe cei interesați și cei care vor să aibă cartea Viața la superlative editată,
Îți doresc mult succes în activitate, în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Și să ne înveți și coreană și limba aceasta a dragostei pure. Îți mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost știrea cea bună acestei seri. Vă doresc ca frumosul, binele, adevărul să nu vă părăsească niciodată. Sunt Cornel Drăvășean. Seară anunțasem pe George Nați, s-a făcut o confuzie. Mâine seară va fi compozitorul George Nați împreună cu noi, seară liniștită.